Grăuntele de grâu din pilda aceasta suntem noi, fiecare din noi. Poate să fie familia noastră, poate să fie Biserica Emanuel. Suntem reprezentați prin expresia asta care Domnul Iisus a folosit-o, de grăuntele de grâu. Știți care este cel mai dificil lucru de lepădat pentru fiecare din noi? Controlul. Ne place să avem control la viața noastră, să știm la ce oră ne trezim, să ne facem planuri pentru ziua de mâine, pentru săptămâna viitoare, pentru anul viitor. Vrem ca noi să decidem ce vom face, unde, când, cu cine, să avem control la toate lucrurile acestea. Știți că atunci când Adam cu Eva au păcătuit și au gustat din fructul acela, sămânța aceea de rebeliune a intrat în ei și a fost dusă din generație în generație până la noi, până la fiecare din noi. Sămânța aceasta de rebeliune, de control, de a face ce vreau eu, este în absolut fiecare din noi care suntem aici. Știți că sămânța aceasta, inițial, a promis lui Adam și Eva împlinire, bucurie, separate Dumnezeu, prin independență. Adam și Eva au crezut că bucuria, împlinirea, se poate obține prin a întinde mâna, reaching out, to grab it, you making it happen, prin a lua, a apuca. Însă Domnul a făcut ca întoarcerea spre împlinire, spre bucurie, spre rodire în viața noastră să fie prin a jertfi, prin a da și prin a muri. Adam a întins mâna, dovedind independență și mândrie față de Dumnezeu. Domnul a decis ca calea în viața noastră pentru fiecare să fie un alt drum, prin drumul smereniei, prin drumul umilinței și prin moarte. Și acești patru candidați în această dimineață au decis să facă acest lucru. Domnul Iisus, în textul acesta, a decis să ne afișeze, să ne arate, să ne explice un adevăr spiritual foarte profund, într-un mod simplu ca noi toți să înțelegem. Am observat la Domnul Iisus că de fiecare dată când a vrut să spună ceva foarte important, un adevăr adânc, a folosit metode cât mai simple, explicații ca toți oamenii să le înțeleagă. Și acesta este scopul nostru la slujitorii de la Biserica Emanuel. Dorim ca prin felul cum exprimăm cuvântul lui Dumnezeu să-l facem într-un mod simplu, ca toți oamenii să îl înțeleagă. De fapt, spunea cineva, dacă chiar stăpânești un subiect, ar trebui să poți să îl spui într-un mod simplu. Și Domnul Iisus a arătat lucrul acesta over and over. Și El ne-a arătat, a vrut să ne explice un adevăr profund printr-un exemplu foarte simplu, printr-un grăunte de grâu. Știți, spunea Domnul Iisus, grăuntele acesta de grâu are potențial în el. Are potențial pentru un spic întreg, să facă multe boabe de grâu. Dar trebuie să facă ceva ca potențialul acela din grâul acela să fie activat. Trebuie să meargă printr-un proces de moarte ca să fie activat. Bobul acela de grâu trebuie să fie pus în pământ, să moară. Și când moartea este activată în el, se întâmplă ceva, viața este activată. Unde iasă ceva total nou, un spic de grâu care crește, care face rădăcini și care aduce mult rod. Ce vrea să ne spună Domnul Iisus? În absolut fiecare din noi este o chemare de la Dumnezeu. Dumnezeu are un plan pentru tine și pentru viața ta. Un plan care aduce mult rod pentru gloria lui Dumnezeu. O viață de împlinire, de rodire. Și întrebarea este, cum ajung eu la această rodire, la această împlinire? Și Domnul Iisus spunea, dacă viața ta este ca grăuntele acesta de grâu, dacă vrei ca planul lui Dumnezeu, planul care îl are Dumnezeu pentru tine să fie activat, trebuie să mori.
Trebuie să vii cu viața ta, cu ideile tale, cu visurile tale și să le pui toate pe altar ca să mori. Și altfel, în acel moment când noi începem să murim, este activată puterea învierii care l-a ridicat pe Iisus Hristos din morți. Și începe să ia loc ceva în viața noastră care este supranatural, care duce la rodire. În primul rând, primul punct din predica mea este acesta. Ca să poți să vezi, ca să înțelegi planul lui Dumnezeu pentru tine, trebuie mai întâi să mori. Spune că niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei. L-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Observați, grecii și mentalitatea aceasta vor mereu să înțeleagă prin mintea lor. Aici, când este folosit cuvântul să vedem, înseamnă, este sinonim cu cuvântul de a înțelege. Și aceasta este lumea noastră, vrem tot. Noi vrem să înțelegem fiecare lucru, ce va fi săptămâna viitoare, ce va fi luna viitoare, care este planul lui Dumnezeu pentru viața mea. Și vrem să înțelegem cu mintea aceasta omenească. Este imposibil. Ceea ce are Dumnezeu pentru noi, lucrurile spirituale, duhovnice, sunt o nebunie pentru mintea noastră, care nu este răscumpărată. Cu câteva săptămâni în urmă, fratele T.J. Oros, liderul de tineret, m-a invitat la tineret, avea un studiu biblic pe Romani 12 și responsabilitatea mea a fost să vorbesc din primele două versete și se potrivesc exact cu textul din această dimineață. Și în Romani 12 cu versetul 1 spune cuvântul Domnului: Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. De ce? Ca să puteți deosebi, ca să vezi, să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Știți ce spune textul acesta? Planul lui Dumnezeu, planul care îl are Dumnezeu pentru tine, este bun, este plăcut și desăvârșit. Planul care îl are Dumnezeu pentru tine, când intri în el, realizezi ceva, it's good, este bun. Planurile lui Dumnezeu sunt bune, mai mult, este plăcut, you will enjoy it. Când intri în planul lui Dumnezeu, este ceva care îți aduce satisfacție, împlinire. Și în a treilea rând spune că este desăvârșit, adică perfect. La perfect, you cannot add anything, you cannot subtract anything. Pentru că este perfect. Și noi spunem, ok, dacă Dumnezeu are un plan care este bun, care este plăcut și desăvârșit pentru mine, I want to know it. Vreau să știu acest plan al lui Dumnezeu. Și aici cuvântul lui Dumnezeu ne învață, poți să afli planul lui Dumnezeu care îl are pentru tine. Cum? Trebuie să mori. Este un act de credință. Mulți ar vrea ca să afle planul lui Dumnezeu, să se uite la el și să zică, I think I like it, vreau să merg înainte, ok, îl aleg. Nu. Domnul spune, trebuie să crezi că am un plan care este bun, care este plăcut și care este perfect pentru tine. Și dacă mă crezi pe cuvânt, atunci accepți planul meu, decizi să mori față de tine, față de viața ta, față de planurile tale. Îți aduci trupul, viața ta ca o jertfă vie pe altar. Mor față de mine ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Și spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Să nu adoptezi sistemul de valori al lumii. Lumea aceasta spune, vrei o viață de împlinire? Ai nevoie de bani. Ai nevoie de avuții. Ai nevoie de putere, de influență. Friends in high places. Și oamenii care ajung acolo, îi vedem că sunt pe pastile de antidepresante. Mulți din ei se sinucid. Ajung oameni să aibă putere, influență, faimă. Și vedem că se droghează, își acoperă durerea și neîmplinirea cu alcool, cu păcat, cu tot felul de lucruri. Cuvântul Domnului spune însă, dacă tu îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, va trebui să-ți jertfești viața pe altar și atunci Domnul îți deschide ochii ca să vezi planul care îl are El pentru tine.
Vedeți, lucrurile spirituale stau exact invers. Domnul Iisus îi spunea Martei, Ioan 11 cu versetul 40. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Observați ordinea. Trebuie să crezi ca să vezi, ca să înțelegi. Dacă crezi, îți aduci viața pe altar și faci ceea ce fac acești patru candidați. Astăzi îi spun, noi murim față de noi. Fiecare din ei sunt sigur că au dorințe de la viață. Nu, nu avem toți. Am vrea să ne căsătorim, am vrea să avem un job bun, avem dorințe, știu eu, în artă, în muzică, în știu eu ce, fiecare are pasiune pentru o carieră. Dacă vrei planul lui Dumnezeu pentru viața ta, va trebui să pui toate acestea pe altar. Știți că oamenii spun, dar eu îmi doresc ceva așa de mult și dacă pun lucrul pe acesta pe altar și Dumnezeu îl ia, ce o să se întâmple? Dacă eu doresc un anumit lucru și mă jerfesc, Domnul s-ar putea să-mi dea ceva care să nu-mi placă. Nu este adevărat. Planul lui este bun, este plăcut și desăvârșit. Dar într-adevăr, trebuie să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie. Dar atunci când noi venim și ne punem pe altarul Domnului și spunem Domnului, Doamne, sunt sincer, am anumite dorințe de la viață, am anumite lucruri care le doresc, dar le pun pe altar, Doamne, dacă vrei să mi le dai bine, dacă vrei să le iei, poți să le iei. Ce credeți că se va întâmpla? Știți ce se va întâmpla? Dacă Dumnezeu ia un lucru care tu îl pui pe altar, îl va înlocui cu ceva mai bun. Am observat lucrul acesta în viața mea. Atunci când Domnul a luat ceva care am pus pe altar, întotdeauna a înlocuit cu ceva mai bun. Alte dăți am pus ceva pe altar și Domnul a spus, mă bucur că l-ai pus pe altar. Nu, doresc ca să ai lucrul acesta. God will never make anyone a bad deal. Planul lui Dumnezeu pentru tine este bun, este plăcut și este desăvârșit. Dar, ca să poți să vezi, să înțelegi acel plan, va trebui ca să mori, va trebui să-ți aduci viața pe altar. În al doilea rând, înfățișarea problemelor din viața noastră de cele mai multe ori ne înșeală. Știți noi, în momentul în care venim și ne dăm viața și îl punem pe altar înaintea Domnului, de multe ori ne așteptăm la ceva instant să se întâmple și vin tot felul de încercări și de greutăți și un proces. Procesul acesta al morții nu este instant, este un proces care e continuu, știți? Cine poate să creadă că moartea poate să ducă la ceva bun? După gândirea omenirii de astăzi, moartea, it's always bad. Nu în lucrurile spirituale. În lucrurile spirituale, moartea este poarta spre ceva mult mai bun și mai minunat. Spunea Domnul Iisus, versetul 27, acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Nu vi s-a întâmplat să puneți viața pe altar înaintea Domnului și să vină momente din acestea de tulburare? De încercări la care nu puteți să faceți niciun sens? Noi ne întrebăm, Doamne, ce se întâmplă? Știți, atunci când noi decidem să murim, da, ca grăuntele de grâu și suntem pus în pământ, nu? Păi nu este nimic confortabil acolo, nu este nimic frumos. Tot ce vezi este descompunere, moarte. Așa vedem noi lucrurile din viața noastră. Înainte ca Domnul să ne dea ceea ce are El pentru noi, știți că sunt lucruri care trebuie să moară și să dispară. Ne confruntăm cu probleme, cu necazuri care nu fac niciun sens, avem întrebări la care încă nu am primit niciun răspuns de la Domnul. Oamenii aceștia, grecii aceștia, oameni credincioși, au venit la Domnul și au spus, vrem să înțelegem, vrem să vedem pe Iisus. Și Domnul ocolește ambalajul, parcă și trece direct la soluție, la problemă. Fiecare din noi care suntem aici, nu e așa că vrem să avem valoare, vrem să fim iubiți, vrem să fim apreciați. Cine nu vrea lucrul acesta? Cine nu vrea, care este aici, ca viața lui să conteze? Când plec de aici din lume, se spune, am făcut ceva. Viața mea a avut un impact pozitiv.
Cu toții vrem să-L slujim pe Domnul. Suntem mulți din noi convinși că Dumnezeu are un plan pentru noi. Știți că Domnul știe că noi vrem să aflăm cheia spre împlinire, spre a afla planul Lui? Și răspunsul Domnului este în două părți. În primul rând, Domnul parcă indirect spune, am să vă răspund la această întrebare. Grecii aceștia, vrem să vedem pe Iisus, vrem să înțelegem, vrem să facem sens de viață, de rostul vieții, despre slujire. Și Domnul spune, am să răspund la întrebarea voastră demonstrând. Și Domnul a spus, am să vă arăt calea, am să vă demonstrez calea spre împlinire, spre a-ți împlini menirea. Știți că atunci când, înainte să mă căsătoresc, Violeta m-a întrebat care este planul meu pentru viață. Și în prima fază, planul meu pentru viață era cariera. Chiar înainte de căsătorie m-a întrebat încă o dată aceeași întrebare. Și am răspuns diferit a doua oară. A spus, când vine momentul să plec acasă la Domnul, realizez că ceea ce am făcut în cariera mea nu o să conteze prea mult. Dacă am milioane de dolari în bancă, nu o să conteze absolut deloc, că nu mai poți să te bucuri de ei. Aș vrea momentele acelea să pot să zic că mi-am trăit viața pentru Domnul. Aș vrea să pot să spun că am fost un soț bun și dacă Domnul va dori să fiu și un tată bun. Aș vrea să pot să spun că am fost un păstor bun, că L-am slujit pe Dumnezeu din toată inima și cu credincioșie. Fraților, știți că momentul acesta, dacă nu vine Domnul, va veni pentru fiecare din noi? Și momentul acela va fi pragul care, dacă fac următorul pas și intru în eternitate. Și momentul acela, singurul lucru care va conta este ceea ce am făcut pentru Dumnezeu. Vine o zi apoi când vom sta în fața tronului lui Dumnezeu și vom da socoteală de ce am făcut. Și Domnul a spus, vreți ca să aflați felul cum viața voastră să conteze, să aveți un impact pentru eternitate. Watch what I will do. Și Domnul a demonstrat că El urma să moară. Domnul Iisus le spunea, drumul spre a înțelege planul lui Dumnezeu, spre binecuvântare, spre ridicare, este prin moarte. Drept răspuns, Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun, că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Dacă ai spus da chemării lui Dumnezeu, dacă ai decis să mori, este important să nu te poticnești din ceea ce va urma. Înainte de ridicare, poți să te aștepți la coborâre. Înainte de înălțare, vine o înjosire. Înainte de apreciere, de multe ori vine respingere. Înainte de împlinire, vine dezamăgire. Înainte de victorie, vine înfrângere. Și înainte de viață din belșug, vine moarte. Moartea aceasta, a lumii acestea firești, a planurilor noastre. Știți, la primă vedere, atunci când noi acceptăm să murim, se pare că viața noastră nu mai face niciun sens, nu o să avem nicio împlinire, grăuntele acela de grâu care este în pământ spune, îmi pierd identitatea, nu mai rămâne nimic din mine. Și parcă în acele momente nu se vede încă nimic bun, dar aparența înșeală. În al treilea rând, împlinirea și viața din belșug sunt ca rezultat la o decizie, decizia despre care vorbim, să mori. Aici când Domnul Iisus a spus adevărat, adevărat vă spun, este un ebraism. Deci, evrei când, rabinii când vreau să spună ceva foarte important, care spunea, vrea să le spună, aveți grijă, pay attention. Sunt gata să vă spun ceva foarte important, care este absolut esențial și decisiv pentru viața voastră. Și Domnul spune aici, a muri este o decizie dacă grăuntele de grâu nu moare. Știți, grăuntele de grâu reprezintă viața noastră. Fiecare din noi astăzi avem un grăunte de grâu. Este viața ta și este viața mea. Știți că nimeni nu poate să ne spună ce să fac cu grăuntele acesta de grâu? Domnul ne-a dat liberă alegere, să alegem ce facem noi cu viața noastră. Și sunt oameni care spun, hey, it's my life, don't tell me what to do. You're right, it's your life and you're going to have to decide what you do with it.
Poți să ții controlul în mâna ta și să spui, I will do what I want. Sunt oameni care spun, you know what, I'm not going to trust anybody, I'm not going to trust God, I'm not going to trust the preachers, I'm not going to trust the word, you know what, I'm going to trust myself. I will make sure that things will happen in my life the way I want them to happen. Și ce a spus Domnul Iisus aici? Dacă faci lucrul acesta, nu o să vezi niciodată împlinire în viața ta. Uitați-vă la oamenii care au decis, it's my life, și au făcut ce au vrut ei cu viața lor. Tinerii, copiii dumneavoastră, care au decis să meargă pe altă cale. Întrebați-i pe ei dacă sunt împliniți, dacă au avut rodire și împlinire. Not one. Și Domnul spune, dacă tu ții controlul la viața ta, nu o să intri în posesia binecuvântărilor lui Dumnezeu. Nu o să vezi ceea ce poate să facă Dumnezeu prin tine și în tine. Știți, momentul când noi murim, este activată puterea Duhului Sfânt în noi, puterea care l-a ridicat pe Iisus Hristos din morți. Viața la care te cheamă Dumnezeu și care mă cheamă pe mine este beyond my strength. La ceea ce te cheamă Dumnezeu este mult mai mult decât poți tu. Este posibil doar prin puterea Duhului în viața noastră. Și Domnul spunea, nu o să poți să beneficiezi de această putere cât timp tu ții controlul la viața ta. Trebuie să lași controlul, să dai viața lui Dumnezeu. Dar dacă decizi să mori, dacă decizi să-ți dai viața Domnului și să trăiești pentru El, o să vezi ceva extraordinar. Ceea ce poate să facă Dumnezeu în tine și prin tine. Mărturisesc că tot ceea ce mi-a dat Domnul până astăzi, în carieră și în slujire, totul a fost peste puterile mele. Nu este o umilință falsă. Vă spun în frică de Dumnezeu. Dacă vă uitați la oamenii mari ai lui Dumnezeu, niciunul n-a făcut și s-a realizat ceva prin puterea lor. Este puterea lui Dumnezeu care lucrează prin Duhul Sfânt în viața noastră. Nu ai vrea să cunoști această putere în viața ta? Trece prin moarte. Aș vrea să te întreb în această dimineață, unde este grăuntele tău de greu astăzi? Este în mâna ta? Are you in control of your life? Are you saying, no one is the boss of me? I will make sure I get what I want. Sau este în pământ? Este viața ta predată Domnului? Știți că unii din noi ne predăm viața Domnului și ca și un om care seamănă sămânță în grădină și a doua zi scoate sămânța aceea și se răzgândește. Și Domnul parcă prin cuvântul lui vrea să ne întrebe, unde este sămânța ta astăzi? În mâna ta sau în pământ? Ca să-ți aduci trupul tău ca o jertfă vie sfântă pe altar ca să mori este o decizie. În al patrulea rând, moartea aceasta este un proces care pentru noi pare să fie atât de lung. Și ne întrebăm, Doamne, dar de ce trebuie să trecem prin procesul acesta al morții, unde visele noastre trebuie să moară, unde trecem prin greutăți, prin probleme? Care este rolul la aceste lucruri? Știți că noi suntem inconștienți de anumite întărituri ale vrăjmașului care trebuie să fie dărâmate. Înainte ca Domnul să zidească ceea ce trebuie să zidească în noi, înainte ca Domnul să ne dea cheile la binecuvântările care le are, sunt lucruri ale vrăjmașului, sunt lucruri în firea noastră pământească care trebuiesc dărâmate. Și Dumnezeu le ia câte unul pe rând. Știți, de multe ori noi ajungem aproape să oftăm, Doamne, dar nu se mai termină odată cu problemele acestea. Și parcă simt Duhul Domnului care îmi spune, ai răbdare. În momentele acestea noi trebuie să ne ridicăm ochii spre cer și să spunem, Doamne, înțeleg că Tu vrei să dărâmi anumite lucruri în viața noastră. Sunt lucruri în mine care trebuie să moară. Doamne, dă-mi claritate prin Duhul Sfânt să înțeleg, să pot să cooperez cu Tine în acest proces. Noi suntem obișnuiți totul să fie instant, instant coffee, microwave, drive-thru. Nu lucrează instant everything la lucrurile spirituale, fraților. Uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu care au avut o chemare deosebită. Cât timp i-a luat lui Dumnezeu ca să-i pregătească? Mult timp. Iosif trebuia să fie un om mare, să fie al doilea cel mai puternic om de pe pământ, în influență. Și a trebuit să treacă printr-un proces
care tot ce era firesc în el să fie dărâmat, ca să poată să slujească cu putere, cu autoritate. Dacă noi avem întărituri ale vrăjmașului în viața noastră, vine momentul când ne dă putere și autoritate. În momentele acelea, să știți că noi avem putere și autoritate să facem bine sau rău. Și Domnul vrea că în astfel de momente caracterul nostru să fie rafinat, să fie pregătit, să putem să facem doar bine. Domnul vrea ca procesul acesta al morții să-și facă lucrarea desăvârșită în noi. Și în astfel de momente, în acele momente, vine diavolul să ne ofere scurtături. Iosif trebuia să fie așa mare, cum am spus, și a venit ispita, doamna Potifar, ca să-i ofere o scurtătură spre împlinire, spre bucurie. David trebuia să fie împărat după inima lui Dumnezeu. Și Domnul l-a dus printr-o școală aceasta a morții ani de zile să fugă. De ce? În teritoriile vrăjmașului să fie dărâmate. Și a venit diavolul să-i ofere o scurtătură și lui David. Uită-l pe Saul aici în peșteră cu tine. O singură lovitură ți-a rezolvat problema. O scurtătură. Diavolul o să vină la fiecare din noi în procesul acesta al morții. Când grăuntele nostru de grâu parcă încă nu vede nicio rodire, nicio binecuvântare, nicio împlinire, a făcut o decizie să fie în pământ și nu vede nimic decât autodistrugere. Dar în acele momente, diavolul va veni să ne ofere scurtături, fraților, să ne dea Domnul tăria, să rămânem în picioare. Aș vrea ca niciunul din noi să nu disperăm în procesul acesta, în școala care are Domnul pentru fiecare din noi. David, care ani de zile, peste 10 ani de zile, a fugit de Saul și a fost un fugar. Știți că era cât pe ce să cadă cu totul atunci când a ajuns la binecuvântare? A ajuns în numere poporul care a dus o plagă peste popor. A căzut la ispita cu Batșeba, aproape să se autonimicească. Observați că procesul acesta al morții are un rol care este absolut esențial pentru binecuvântările care urmează. Și ne întrebăm, Doamne, de ce aștepți atâta de mult să ne răspunzi? Punctul 5. Dacă sunt lucruri în viața noastră care trebuie dărâmate în teritoriile ale vrăjmașului, sunt și lucruri care Domnul vrea să le construiască și să le zidească noi. El vrea ca să dărâme întăriturile vrăjmașului, dar vrea ca să zidească lucrurile spirituale, să zidească caracterul nostru. Grăuntele de grâu este pus în pământ, nu simte decât durere, mediul afectează într-un mod dureros și de nedorit. Grăuntele de grâu vede că identitatea lui se pierde și că nu mai rămâne nimic din el. Yes. Trebuie ca tot ce este din noi să moară, ca să poată să iasă la iveală ce are Dumnezeu pentru noi. Dacă vrem ca spicul acela ca să iasă, să crească, să aducă mult rod, trebuie ca ce este firesc să fie distrus, ca să se nască și să ia ființă ceea ce este duhovnicesc. Da, grăuntele de grâu nu vede decât durere, dar în acele momente există o rădăcină care începe să facă o ancoră care să țină spicul acela de grâu, să poată să ducă binecuvântarea, greutatea binecuvântării. Fraților, partea noastră este o decizie ca noi să murim. Partea lui Dumnezeu este ca să facă să crească. Noi murim, însă când moartea începe să-și facă efectul în noi, puterea învierii care l-a ridicat pe Iisus Hristos din morți este activată. Începe Dumnezeu să facă semne și minuni în noi și prin viața noastră. În a șaselea rând, o greșeală fatală, să iubești și să pierzi. Spunea Domnul Iisus, cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. De nou este o formă de vorbire ebraică unde se folosesc termeni ca iubire și ură pentru a face un contrast. Când ceva este foarte important, dacă ceva are să-mi fure ceva important, atunci am să urăsc lucrul acela. Nu că Dumnezeu ne cheamă la o ură. Și Domnul spune aici, dacă tu îți iubești viața de aici, de pe pământ, și spui, vreau să am ceea ce are toată lumea,
insist la visul meu. Insist ca viața mea să fie după chipul și imaginea pe care mi-am format-o eu în mintea mea. Dacă insiști la acest lucru, este contra la un cost. Ai să pierzi ceea ce are Dumnezeu pentru tine. Planul Lui, chemarea Lui, binecuvântarea Lui care o are pentru tine. Acești patru candidați astăzi au decis ca ei să moară față de ideile lor, visele lor, ca ceea ce este din Hristos, din El, să ia ființă. Și în a șaptelea rând, Domnul Iisus ne-a demonstrat calea spre împlinire. Spune El dacă, în versetul 26, dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Domnul Iisus aici spunea, dacă tu ești un slujitor adevărat al Lui, dacă ești un adevărat ucenic al Lui, vei demonstra lucrul acesta făcând exact ceea ce a făcut El. El s-a dus la cruce și a murit. Și dacă tu ești un slujitor, ai să faci același lucru, exact cum fac acești patru candidați. Dar a spus El, dacă îmi slujește cineva în felul acesta, Tatăl îl va cinsti. Acum, dacă ar veni președinți, oameni foarte importanți, să dea mâna cu noi și să spună că sunt prietenii noștri, noi suntem cinstiți prin lucrul acesta. Și Domnul spune, dacă cineva își jerfește visele lui, ideile lui de la viață, pe un astfel de om, Tatăl îl va cinsti. Dacă mă întrebați care este viziunea mea pentru viața mea, care este viziunea care o am pentru Biserica Emanuel, eu nu pot să am o viziune aparte de Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi sunt sute de cărți. Dacă mergeți în store-urile creștine, How to be a leader, 40 keys to nu știu ce, 10 steps to... Dar Domnul face lucrurile foarte simplu și spune, adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut la pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Ceea ce avem noi nevoie pentru viața noastră, pentru familiile noastre, pentru Biserica Emanuel, să venim cu ideile noastre, cu ceea ce ne imaginăm noi că trebuie să fie viața noastră, familia noastră, cu ceea ce ne imaginăm noi că trebuie să fie Biserica Emanuel. Și să murim față de toate acestea. Să venim în smerenie înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, Tu ești Cel care zidești biserica Ta. Tu ești Cel care dai împlinire. Tu ești Cel care ai un plan bun, care este plăcut, care este desăvârșit. Doamne, murim față de ideile noastre. Nu mai țin la nicio idee. Pentru că vrem revelație, vrem să vedem care este planul Tău pentru noi. Joia aceasta încă eram în România și fratele păstor Danilela de la Târgu Mureș m-a invitat ca să am un discurs pentru medicii din Târgu Mureș care terminau școala de medicină și urmau să fie doctori. Și am zis că nu pot să merg pentru că aveam zborul de la Cluj la 6 dimineața și trebuia să merge spre Cluj. Dar le-am spus, mi-aduc aminte cu 24 de ani în urmă când am primit și eu diploma de doctor. Și le-aș fi spus acelor medici, acelor doctori, ceea ce aș fi vrut să-mi spună mie cineva cu 24 de ani în urmă. Cu 24 de ani în urmă, când am trecut pe scena aceea, m-am gândit că în sfârșit am ajuns la împlinire. Și că viața mea este să fiu medic, să fac bani, să am succes. Și am zis că aș spune medicilor aceștia să realizeze că ceea ce au împlinit în acea zi nu este destinul lor. Scopul vieții lor nu este să fie doctor. Aș vrea să spun că scopul vieții tale nu este să fii medic, inginer, să fii electrician sau whatever, ce carieră. Nu. Toate acestea sunt doar un mijloc, un instrument. Scopul vieții noastre este să împlinim planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Scopul vieții noastre să intrăm în planul lui Dumnezeu, în voia Lui care este bună, care este plăcută, care este desăvârșită. Dumnezeu are un plan pentru tine și pentru mine, pentru fiecare din noi. Cariera este doar un mijloc. Orice statut, orice titlu, doar un mijloc. Sunt bune, au locul lor, dar nu este ținta vieții noastre. Ținta vieții noastre este planul care îl are Dumnezeu pentru noi.
Știți când Domnul, când Moise a vrut să vadă gloria lui Dumnezeu, Domnul a trebuit să-l pună pe Moise în crăpătura stâncii. A trebuit să fie îngropat. Noi toți vrem să vedem gloria lui Dumnezeu în viața noastră. Fraților, trebuie să ne ascundem în Hristos, să ne identificăm cu moartea Lui. În această dimineață să știți că botezul și cu cina Domnului este aproape aceeași sărbătoare. Astăzi ne uităm la elementele acestea și ne arată că Domnul a murit pentru noi. Răspunsul corect la moartea Domnului pentru noi este ca noi să murim pentru El și sărbătorim lucrul acesta prin botez. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea în această rugăciune de mărturisire să venim înaintea Domnului și să-i spunem Domnului că vrem să-L slujim din toată inima, că vrem să murim față de noi, să ne cerem iertare pentru fiecare act de rebeliune și să ne sfințească Domnul și să ne învrednicească, ca după această rugăciune să stăm la masa Lui, la cina Domnului, așa cum stăm, să ne rugăm.